Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, ediție specială. Ne aflăm pe la Sinaia, pe pasarela din Sinaia, care a fost nou creată. Este o minunăție, alături de primarul orașului Sinaia, domnul Vlad Oprea. Vă mulțumesc, domnule primar, ne reîntâlnim iată la Sinaia, pe această pasarelă, pentru a vorbi despre Sinaia Forever, răspund de la început. Bună ziua, bine ați revenit la Sinaia. Care e povestea acestei pasarele, pe scurt, vă rog? Fiindcă eu n-am mai văzut, vă întrebam și înainte de a începe filmarea, eu n-am mai văzut un asemenea proiect în România. În primul rând, nu este doar o simplă pasarelă, este un proiect mult mai amplu, face parte din strategia de mobilitate urbană pe care o avem implementată la nivelul orașului, alături de transportul ecologic în oraș. Pasarela este un alt obiectiv pentru a face viața mult mai ușoară celor care locuiesc, în primul rând, în cele două cartiere, în cartierul Izvor din spatele nostru sau în cartierul Platou Izvor din față. Cei care veneau, care locuiesc aici și veneau în centru pe jos, făceau undeva la 30-40 de minute. Iată că acum pot să ajungă în 10 minute pe cele două pasarele și pe legăturile pietonale care se fac pe străzi, dar cel mai important e că vin în condiții de siguranță. Deci nu mai intră în contact cu drumul național, nu mai văd tiruri, mămicile cu copii pot să-și plimbe copiii în liniște, fără să urce sau să coboare străzi în pantă. Pe de altă parte, chiar lângă noi aici, suntem în spatele colegiului Mihail Cantacuzino, este un lift care va duce copiii la fel în siguranță la școală, nu mai e nevoie să-ți duci copilul cu mașina la școală și poți să-l trimiți pe pasarelă și știi sigur că ajunge unde trebuie. Deci și este pentru sinaieni. În primul rând este pentru sinaieni, pentru oamenii care locuiesc în cele două cartiere, ajung în siguranță în centru. Pe de altă parte, cu siguranță va deveni alături de Castelul Peleș un alt obiectiv turistic important al orașului nostru, pentru că deja sunt foarte mulți turiști care se filmează, apar imagini cu pasarela pe toate rețelele de socializare, ceea ce e un lucru care poate să ne bucure, pentru că, după cum puteți vedea, în spatele nostru cea mai bună imagine cu muntele o ai din această zonă. Și nu numai de aici, dar și de pe a doua pasarelă sunt niște imagini extraordinare și vor fi totdeauna, adică și primăvara, și iarna, și toamna. Am văzut un comentariu că este instamagrabil. Aceasta e, asta apropo de tineri, așadar foarte multe poze, filmulețe pe care tinerii și nu numai cei tineri le realizează aici. Și de ceva știți de ce v-am întrebat acest lucru? Fiindcă într-o țară în care ne chinuim să facem lucruri mult mai simple, la Sinaia, iată, ați finalizat construirea acestei pasarele. Evident că pare din alt film, fiindcă la Ploiești, pe exemplu, ne sunt obișnuiți cu altceva, dar nu contează asta. De-aia v-am întrebat, a durat mult? Este adică e un obiectiv așa care să dureze cu SF-uri de 3 ani de zile? Cu nu, a durat cam 3 ani de zile execuția, 2 ani și ceva execuția ei. Nu a durat foarte mult. E un proiect susținut parțial prin fonduri europene, parțial prin banii noștri. Dar ceea ce este foarte important și uite, iată, se leagă cu festivalul de anul acesta, este că ceea ce facem este făcut pentru oameni, adică chiar este un lucru folositor. Nu creăm așa niște capodopere care rămân undeva și se uită lumea la ele și face doar poze. Sunt foarte practice. Cei care vor, merg copii în siguranță, merg bătrâni. Da. Spuneau unii că le e frică de înălțime, nu e nimeni, din contră, vin, se fotografiază și bătrânii au fost primii care le-au încercat, au fost foarte încântați de ceea ce văd aici. Bun, Sinaia Forever 2024, aveți și un motto interesant, People of Tomorrow. Of tomorrow. Ideea e așa, noi niciodată n-am vrut de 20 de ani, n-am vrut să facem, nu sărbătorim la Sinaia zilele orașului, nu știm ce e asta, ci facem un festival care se cheamă Sinaia Forever și festivalul în fiecare an are o temă anume, adică vrem să aducem ceva nou și care cei care vin la festival, indiferent că sunt turiști sau sunt sinaieni, să rămână cu ideea în cap. E un fel de, să zic așa, un mijloc de a face educație și pentru noi și pentru cei care vin și ne vizitează. Tema aleasă de anul acesta, People of Tomorrow, tocmai la asta se referă, la faptul că comunitățile locale
prin ceea ce sunt ele, pot crea un oraș mai prietenos, mai sustenabil, mai aproape de oameni, mai aproape de nevoile lor. Și asta vom arăta în cadrul festivalului. Deci are un mesaj. Am văzut că în fiecare an veniți cu un mesaj și social și de comunitate. Exact, și care se multiplică după aia în tot felul de activități pe care le facem în cadrul festivalului. Și de câțiva ani de zile, multă lume, de exemplu, când, înainte să înceapă festivalul, ne întreabă cine cântă pe scenă. Puțin contează cine cântă pe scenă, pentru că oricum nu ai de unde să găsești în fiecare an mari trupe. I-am chemat pe toți cei care sunt prin țară, indiferent că sunt mai buni, mai puțin buni. Deci e important ceea ce se întâmplă la Sinaia. Și ca de obicei, în afară de scena din parc, avem mai multe scene în oraș. Avem o scenă pe care pentru prima oară am lansat-o acum câțiva ani de zile, unde vin cei care vor să se lanseze în muzică. Și aici mă refer în general la tineri, care sunt susținuți tineri din Sinaia sau de oriunde din țară, de unde noi le punem totul la dispoziție, dar le punem totul la dispoziție acolo și mulți de acolo s-au și lansat, au mers mai departe, un fel de Vocea României la Sinaia, așa să spunem. Asta o dată. Pe de altă parte, alt lucru care îl susținem la festival este vorba de producătorii locali. Încurajez foarte mult, am plecat de la ideea asta, că dacă vrem să avem o comunitate puternică, trebuie să avem și producători locali. Ca așa să cumperi lucruri din Europa, și să sau le vinzi Asia, și, da. Da, nu, de la târgul ăla de la Europa, era un târg de la ăla, okay. Vorbesc, nu din Europa, adică în Europa era ok. Acolo unde sunt numai chinezisme și turcisme, este foarte ușor, dar e impersonal și nu are nicio legătură. Acest lucru, că e un pariu destul de greu. Da, îl avem și aia e o taxă preferențială, aproape simbolică. Avem aproape vreo 15 producători locali, trecând de la brânză, de la miere, de la produse handmade. Ăștia sunt prezenți în fiecare an la festival și vor vinde produsele lor și noi îi susținem să, de la an la an, chiar numărul lor încet, încet așa crește. Încet, într-adevăr, dar crește. Asta e important, să și mențin cei care au fost. Asta este o altă zonă. Avem și zona, evident, de food. Va fi blocată toată Sinaia? Este, da, toată zona de centru va fi pietonală. Sunt foarte multe evenimente care se întâmplă. Ne-ar lua și oamenii unde își pot, pot lăsa mașinile? Își pot lăsa mașinile în partea de sud a orașului, la intrare, până la zona hotelului Păltiniști, sau pot lăsa în zona gării mașinile, sau pot lăsa în zona bulevardului Ferdinand, iar pot folosi cu încredere transportul în comun, care va funcționa ocolind zona de centru. Toate autobuzele noastre, care de obicei fac legătura între cartiere, vor face și acum, dar nu în zona de centru, ci vor lăsa în zonele adiționale. Mă întreb acest lucru, fiindcă anul trecut, din informațiile pe care le am, aproape 60 de mii de oameni, de turiști, au fost prezenți aici. De asta vă întreb. Adică recomandați să vină cu trenul mai mult decât cu mașina. Bună ziua! Într-adevăr, încurajăm să vină cu trenul. Mă rog, și cei care vin cu mașinile ar trebui să vină din timp. Îi încurajăm să vină chiar de joi încoace. La câte spectatori vă așteptați? Tot undeva la 60.000 de oameni vor fi prezenți, dar ceea ce e foarte interesant, că de câțiva ani de zile nu mai se desfășoară în parc totul, ci se desfășoară în tot orașul și atunci lumea este împărțită. Unii sunt la scena care e spre zona hotelului Păltini și alta în zona din centru. Deci nu doar în jurul unui concert mare? Nu. Avem multe locuri. Avem o scenă care este lângă fântână arteziană din centru, din zona poștei. Avem un amfiteatru de la primărie din față, unde se întâmplă foarte multe evenimente. În fiecare zonă se întâmplă câte ceva și fiecare poate să aleagă. Și avem chestii, pornind încă de la copii, avem jocuri pentru copii, avem... Deci pentru toată familia aveți. Exact, pentru întreaga familie. Avem, de exemplu, clubul orașului, clubul Carpasinaia, are foarte multe, va scoate lucrurile interactive și atractive pentru tineri. De exemplu, avem două simulatoare de schi care, efectiv, ai senzația că ești pe pârtia de schi și simulează diverse pârtii de schi din Europa. Le vom folosi din nou la festival. Ele sunt folosite de sportivii noștri de performanță care se antrenează toamna, primăvara, când nu e săpadă, și vor fi acum și pe bulevardul principal. În afară de asta vor fi jocuri de tenis, de tenis de câmp, de șah, de table, mă rog. Va fi o sărbătoare și în cartiere? Nu, doar pe zona de centru. Bine, toți din cartiere vin spre centru, da. Ați blocat pentru chiar tot centrul pietonal. Nu pot să evit întrebarea. Cine cântă, cine concertează, domn primar? Veșnica întrebarea. Eu am văzut ceva pe afiș. Sunt multe, credeți-mă că nu le știu pe... Am văzut Smiley,
Exact, Andra, da. Puia, vă ajut eu cu primele. Și am văzut că aveți și o scenă pentru matur, să spunem așa. Cătălin Andra, Crici. Puia, Smiley, da. Nu prea, da. Bă, adică vreți să creați un eveniment, Sinaia Forever, vedeți dincolo de concerte. Și vă iese, adică... Exact, da. Nu e, mulți se întreabă cine cântă. Ok, dacă cântă cineva, îl vezi și azi, îl vezi și joi la Bacău, îl vezi vineri la Cluj, nu reții nimica din festivalul. De-aia Sinaia Forever trebuie reținut așa cum este, cu un mesaj, trebuie să rămâi cu ceva. Adică luni când ai ajuns acasă, trebuie să sedimenteze o idee în minte de ceva nou, să rămâi cu ceva în plus față de cum ai plecat vineri. Vă iese acest lucru, fiindcă fiecare an aveți? Da, eu cred că da, pentru că altfel n-ar veni. Pentru că concerte sunt în toată România. Și asta e adevărat. Bine, Sinaia e unică pe de altă parte. Da, este adevărat, dar nu facem concerte, noi nu mai facem concerte, facem festivalul Sinaia Forever. Asta este. 13, 14, 15 septembrie, da, 3 zile. Da. Am înțeles că unitățile de cazare deja se apropie de 100%. Da, comunitatea... sunt rezervări din timp făcute pentru hoteluri, deja știu când sunt. Avem câteva evenimente care deja sunt tradiționale. Festivalul Sinaia Forever, Festivalul Enescu și Muzica Lumii de muzică clasică în toată luna august, Campionatul Național de Viteză în Coastă, evenimentul cu mașinile istorice. Deci am văzut că aveți evenimente... schiul. Da, am avut Sinaia pe bicicletă, Sinaia pe pârtie. Sunt evenimente consacrate pe care le facem de ani de zile și cei care sunt pasionați de astfel de lucruri vin să le vadă. Vă mulțumesc, domnule primar. Ne vom reîntâlni cu siguranță, vorbim și despre ceea ce se întâmplă dincolo de Sinaia Forever, fiindcă în Sinaia, dragi prieteni, se întâmplă lucruri pentru oameni. Ați văzut de-a lungul interviurilor, eu v-am spus, eu vin la Sinaia, l-am rugat pe domn primar de 2-3 ori pe an să ne acorde cât un interviu ca să ne luminăm, să vedem și noi prahovenii că se poate și altceva, că există oameni, există primari, există primării care livrează. Vă mulțumesc, 13, 14, 15 septembrie, eu zic, Smiley, Andra și mesajul, evident, mesajul, Sinaia Forever e dincolo de concerte. People of Tomorrow. Trei zile de concerte, de bună dispoziție, trei zile de sărbătoare la Sinaia. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți sănătoși!